S-au războit în presă, s-au războit la televiziuni, s-au aruncat vorbe grele, acuzații, suspiciuni, dar acum a sosit ora adevărului. E timpul faptelor, e timpul fotbalului. Arena Națională, 20, poate 25 de mii de spectatori, la un meci în care miza este în primul rând mândria. Onea a urcat și un șut bun, un șut foarte periculos tras de Kate, plonjonul lui Ștefan Târnovanu, și este corner pentru Rapid. Aici Radunović lăsat singur cu Onea, pasă bună lui Onea, șutul lui Kate Rapid. Vedem încă o dată șutul cu efect și intervenția bună a lui Târnovanu. Târnovanu, cel mai bun om de pe teren, cel mai bun om al FCSB-ului, partida cu West Ham, pierdută de FCSB 0-3. Și este gol, gol marchează Dragoș Grigore, dar de la margine se ridică fanionul Daniel Mitruți, asistentul craiovean, cu fanionul sus. Da, este offside, cel puțin din acest unghi, din această reluare. Dar e corect, e offside. Pressingul FCSB-ului, Onea dă din întoarcere și nu dă bine. Mingea este în poartă, să vedem care este reacția. Arbitrul fuge spre, arbitrul asistent fuge spre centrul terenului. Corda este autorul golului. Va fi fără îndoială din nou un episod în care va intra în acțiune cabina VAR. Așteptăm și noi o reluare. A fost asistul lui Octavian Popescu, provocat însă de greșeala mare a lui Onea. Așteptăm confirmarea, pentru că așa e fotbalul mai nou. Nu putem să reacționăm instantaneu la goluri. Așteptăm să vină verdictul. Na, nu e offside, nu este offside. Nu e offside, este Onea acolo care nu reușește să se replieze la timp, să lase pe Octavian Popescu în offside. Și Tavi Popescu dă asistul pentru golul lui Cordea. Kate, pasa lui Kate și Sefer, Sefer, ce ocazie a avut Sefer! Vedem acum la reluare, intervenția lui Tam, providențial a fost Tam. Centrarea lui Radunović, moale, scurtă. Și o minge care ajunge la Compagno, bară gol! Avem din nou îndoieli cu privire la valabilitatea acestui gol, sărbătorit cu mare entuziasm. Colțescu abia aude ce se comunică din cabina VAR. Dă-mi odată faza. Ne trebuie un stop cadru, fază extrem de dificilă. Fază extrem de dificilă, Compagno găsește soluția. FCSB are și un pic de noroc pentru că mingea ricoșează din bară. Iată-l pe Ioniță. Intervenție bună acolo a lui Olaru. Este și stăpânarul cel care degajează în Adrian Șut. S-ar putea să fie vorba și de un hands. Văd că asta cere stăpânarul. Parcă pe șut, dar brațul pare să fie lipit. Reacție din tribună. Este gol. Este gol, se aude glasul crainicului FCSB-ist. O confirmare. Mingea lovește în braț, parcă. Cei doi capitani, Săpunaru și Olaru, lor le explică
Da, lor le explică Sebastian Colțescu motivele pentru care are de gând să întrerupă partida. Foarte bine minge jucată de Ioniță, șutul său trece un pic alături, șut cu dreptul. Acele jucători care se simte foarte confortabil la minge, a primit cu spatele la poartă, s-a întors imediat și iată șutând periculos cu dreptul în jonul lui Târnovanu. Denotă palpitațiile suferite de portarul FCSB. Sau Cordea, nu Tavi Popescu până la urmă. Șutează bine pe colțul portarului. Centrează șut, minge care ajunge la Radunovic. Șut în blocajul. Cel din precedentele 14 meciuri. Vraciu Moldovan, unul dintre cei mai buni portari din Liga. Ricoșat acum bine pentru Waidă. Se întoarce cu fața spre poartă Cordea. Cordea scoate bine la margine și este gol! 3-0! Tavi Popescu! Tavi Popescu face 3-0 cu un șut splendid din prima și ne aducem aminte de tânărul jucător care a pus pe jar Liga 1, care a impresionat în campionatul trecut. Scorul capătă proporții. Excelentă execuția lui Tavi Popescu. Finis opus coronat. Minutul 58. Bine a revenit Tavi Popescu. Încă o dată faza. Waidă. Cordea, foarte bine se întoarce Cordea în poziție centrală. Cordea îl are față pe Dragoș Grigore. Dă mingea printre picioarele lui Săpunaru și apoi vine această mică bijuterie a micului Tavi Popescu. Minge plasată perfect în plasa laterală. Niciodată Rapidul în această ediție de campionat nu a luat mai mult de două goluri. De fapt, într-o singură partidă Rapidul a primit mai mult de un gol. A fost acea înfrângere cu Chindia 1-2 la Ploiești. Cea mai bună apărare din Liga 1 încasează cel de-al treilea gol, iar Mutu se uită lung la tabelă și probabil că își face calcule. Le vedem golul de 3-0. Nu mai stă pe gânduri Tavi Popescu, execuție perfectă, gol imparabil. Dar mingea trece totuși printre picioarele lui Săpunaru. Bate Miculescu, nu, Olaru până la urmă. Urcă Ciobanu. Dă-te din nou la minge. Junior Moraes, eliminat. Junior Moraes, roșu direct, atenție. Crețu, nu pe Cordea, un pumn în față. Acolo este o greșeală, cum este de la Radunovic, și minge care ajunge la Ciobanu. Ciobanu în fața porții, Târnălanu, minge deviată. Cartonaș galben arătat lui Crețu și probabil penalti. Ia să vedem faza. Da, mingea este în joc. Crețu faultează, îl doboară pe Dugangici și este 11 metri pentru Rapid. Da, ofentă. Este culcat Târnovanu. Dugangici înscrie. Este 3-1. Este 3-1, mai este un sfert de oră. Meciul nu este jucat. FCSB este în acest moment echipa cu cele mai multe penaltiuri dictate împotrivă. 6 penaltiuri la egalitate cu FC Argeș. Îl execută frumos Dugangici pe Târnovanu. Rapidul reduce din diferență.
ajunge pe flancul opus. Centrare bună a lui Florin Ștefan, minge deviată de Târnovanu. Rapidul insistă, Rapidul joacă bine, iată-l acum pe Săpunaru cu o minge deviată. O minge deviată mi s-a părut. Colțescu respinge toate protestele rapidiștilor. Vedem o dată faza. Da, mingea îl lovește pe Radunovici.